Bună seara, domnilor și domnilor! Tot a fi domnul într-o componență relativ recentă, pentru cei care nu o cunosc, se pare că este o trupă în ascensiune, asta dumneavoastră o să o considerați. De la stânga, la dreapta, cel care v-a spus câteva vorbe. Dulci. Radu Crăcinescu. Chiar din spatele meu, bănuiesc că este acolo. Așa. Gabi. Gabi. Cristi. Viorel. Pisi. Costu. Și eu, Costu, Costu. Peste foarte puțină vreme, peste 2 ani, se împlinesc 50 de ani, adică de când a luat naștere Toronto-ul. Rock. Este un, precum bine știți, este un fenomen social, artistic, cu maximă dezvoltare în anii 60-70. A debutat cu festivalul de la Monterey și în debutul acestui festival a fost cântată pentru prima dată o piesă care a devenit imn, care a fost cântată pe străzile Parisului atunci când guvernanții trăgeau cu lanțe de război asupra studenților. A fost cântată de Ioan Pala în Praga, atunci când și-a dat foc în semnul protest pentru intervenția răbătorilor pactului de la Varșovia, excluzând România. Și care s-a transformat în mine. If you go to San Francisco. Yeah.
Mulțumim lui Scott McKenzie care a plecat dintre noi și de acolo de sus, poate că, sigur, își aud eu.